Iubiți pelerini, bunul Dumnezeu, prin rugăciunea Maicii Domnului ne-a ajutat să montăm cele 13 clopuri din noua cloponiță a mănăstirii Hadelbu, o clădire simbol care va domni peste veacuri. Clopotul mare de 4 tone 500 a rămas neachitat, astfel că ne dorim ca unul sau mai mulți ctitori să primească gândul cel bun pentru a plăti suma restantă. Pe timpul delorării lucrărilor de construcție au apărut câteva modificări în proiectul care a generat costuri suplimentare. Am apelat și apelăm la bunii pelerini care vin la mănăstirea Hadâmbu, la Sfintele Slujbe, ca să se închine la icoana făcătoare de mine a Maicii Domnului, să contribuie cu puținul lor. Ne rugăm ca jertfa lor să fie înmulțită de Dumnezeu și să le rânduiască un colțișor de rai. Dar oferit până în prezent, atât pentru clopotnița mănăstirii Hadâmbu, cât și pentru celelalte edificii din ansamblu monahal din Dealul Mare, îi înscrie pe dăruitorii în rândul ctitorilor care sunt de-a pururea pomeniți la Sfânta Liturghie, oficiată de peste 3 decenii în fiecare zi. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, care a lăsat o fărâmă din harul ei în icoana din Biserica Monument, să mijlocească la tronul Preasfintei Treimi pentru tot cei ce au fost, sunt și vor fi milostivi, prin rugăciunea și prin jertfa oferită pentru ceea ce s-a înfăptuit în grădina sa de la Mănăstirea Hadâmbu.